Phoenix a avut un sezon bun, echipa antrenată de portughezul Eugenio Rodriguez s-a clasat pe locul 5 și a disputat semifinalele Cupei României. În aceste condiții, vestea că Rodriguez va continua la Galați nu surprinde. Da. El va fi antrenorul echipei feminine, și-a dorit foarte mult și noi ne-am dorit foarte mult. E o persoană care ne-a convenit din absolut toate punctele de vedere și de pe 1 august, atunci când vom începe pregătirea atât la masculin cât și la feminin, se va fi alături de noi și vom încerca să aducem din nou rezultate și o emulație bună în ce privește basketul gălățean. Managerul Florin Nini crede că echipa gălățeană își poate păstra în mare măsură lotul din sezonul trecut. Singurele schimbări ar putea surveni la capitolul jucătoare străine.